În aceeași perioadă, în municipiul Mangalia, județul Constanța, s-a desfășurat săptămâna educației, culturii și spiritualității românești, în cadrul căreia au avut loc diverse manifestări culturale la care au participat și reprezentanți ai comunității românești din Ucraina, în special din regiunile Cernăuți și Odessa. Pentru prima dată, Institutul Eudoxiu Hurmuzache pentru Românii de Pretutindeni a organizat în municipiul Mangalia Săptămâna Educației, Culturii și Spiritualității Românești, la care au fost invitați să participe studenți și cadre didactice, colective folclorice și interpreți de muzică populară, oameni de artă, lideri ai asociațiilor culturale românești și reprezentanți mass media din Ucraina, Republica Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria și Italia. Cu Institutul Hurmuzache, cu Departamentul Românilor de Pretutindeni, ne-am dorit să realizăm un amplu festival pentru întreaga lună august, pentru românii de pretutindeni, și ne dorim ca acest festival să capete permanență, adică în fiecare an să putem să organizăm acest festival pentru românii de pretutindeni, iar Institutul Hurmuzache, care este gazda primei săptămâni a acestui festival, își dorește foarte mult ca în fiecare an să organizeze, în special pentru profesori și pentru studenți, seminarii tematice, dar nu numai seminarii, și vizite tematice la obiective turistice, istorice, de mare impact pentru istoria, cultura și civilizația noastră. Pe parcursul acestei săptămâni la Mangalia au avut loc mai multe evenimente culturale, cursuri de cultură și civilizație românească, călătorii de documentare. Prima zi a fost dedicată educației. Au fost organizate zilele istoriei și civilizației, spiritualității și artei românești, limbii române și cărții românești. La deschiderea oficială a Săptămânii Educației, Culturii și Spiritualității Românești din cadrul Diaspora Estival au fost prezenți ministrul delegat pentru românii de pretutindeni, domnul Cristian David, doamna Ramona Mănescu, europarlamentar, membru în Comisia pentru Educație și Cultură din cadrul Parlamentului European, Alina Hajima, director al Departamentului Politici pentru Relațiile cu Românii de Pretutindeni, Carina Chertes, consilier la Ministerul Educației Naționale a României, Svetlana Preuteasa, director general al Institutului Eudoxiu Hurmuzache pentru românii de pretutindeni și alții. Eu mă bucur că în sfârșit românii din, să spunem, comunitățile istorice simt grija instituțiilor românești pentru soarta lor, pentru viitorul lor, pentru că este vorba de viitor și de un viitor în care să-și poată păstra identitatea culturală, spirituală, românească. Mă bucur că ați spus că acum ați început să simțiți acest lucru. Este foarte adevărat că autoritățile române în trecut s-au preocupat mai mult de diaspora nouă, de cei care au plecat la muncă, de cei care au plecat să studieze în diferite țări, și poate mai puțin sau prea puțin de comunitățile istorice. Este bine că am început, este bine că există deja în lucru o strategie și este foarte bine, iar eu am toată încrederea în colegul meu Cristian David, în ministrul delegat, cel care într-adevăr coordonează și cel care de fapt a avut inițiativa acestui proiect și acestei strategii. Sunt foarte bucuroasă că a început, am încredere în el că o va continua și că va face lucruri foarte bune pentru românii din comunitățile istorice, iar eu am spus-o și am să o spun în continuare. Eu sunt europarlamentar și într-adevăr servesc interesele cetățenilor europeni, dar pentru mine prioritatea numărul unu este să servesc interesele românilor. Români sunt și cei din nordul Bucovinei și Basarabiei, sunt și cei din Serbia, de pe Valea Timocului, sunt toți românii, nu numai cei care au plecat la muncă în Italia sau în Spania sau cei care sunt în România. Români suntem toți. Pe agenda manifestărilor culturale din prima zi a Săptămânii Educației, Culturii și Spiritualității Românești a fost înscrisă prezentarea expoziției de fotografii a maestrului Vasile Șoimaru din Chișinău, Republica Moldova. Imagini deosebite, surprinse în foarte multe zone ale Ucrainei, în special în regiunile Transcarpatia, Cernăuți și Odessa. La Festivalul Românilor de Pretutindeni au evoluat cu succes membrii ansamblului folcloric Dorba Sarabean din satul Utconosovka, regiunea Odessa, iar doamna Eugenia Cimboroviș Teodoreanu,
a prezentat primul său album de muzică populară, Prutule Apă Căruntă. Participanții la prima săptămână din cadrul proiectului Diaspora Estival 2013 au avut posibilitatea să participe la o seară culinară cu specific tătăresc și muzică tătărească. Au participat la deschiderea unei expoziții de icoane pe sticlă la Biserica Sfântul Mucenic Mina, au întreprins o excursie vizitând mănăstirile din Dobrogea. O săptămână foarte frumoasă și bogată în evenimente culturale au trăit zilele acestea la Mangalia participanții la Săptămâna Educației, Culturii și Spiritualității Românești.